Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Hope for Mind and Soul. Gazda dumneavoastră, ca de obicei și astăzi, Dr. Gabriela Bondoc, medic primar, psihiatru și psihoterapeut. Astăzi, alături de colegul meu, domnul Dr. Mihai Zamfir. Bună dimineața, Mihai! Bună, Gabriela! Bună, dragi prieteni! Mă bucur mult că l-avem astăzi alături de noi, pentru că o să vorbim împreună cu unul dintre oamenii cei mai pasionați de această zonă despre o arie extrem de importantă în viețile noastre, și anume sănătatea psihică a părinților noștri, a persoanelor de peste 60 de ani. Și m-ar bucura foarte tare să nu fie doar părinții noștri, ci chiar să avem ascultători de peste 60 de ani acestui podcast, pentru că sigur ne dorim ca oamenii să fie cât mai bine informați și informația corectă să fie accesată de cât mai mulți. Mihai, știu că pasiunea ta pentru zona asta a vârstnicilor este una foarte veche. Zi-mi mai multe un pic despre tine. Sunt medic, psihiatru și geriatru. Prima specialitate, geriatrie, gerontologie. Am terminat-o undeva în 2012. Am ales această specialitate pentru că are o abordare comprehensivă, are o privire comprehensivă asupra sănătății persoanelor vârstnice din punct de vedere medical, cu siguranță, dar pune accent destul de important și pe componenta socială și pe componenta psihologică. Mai departe, am urmat și studiile doctorale tot în domeniul acesta al tulburărilor cognitive la vârstnici cu boală renală cronică și de aici mi s-a deschis cumva privirea către psihiatrie, care de fapt a fost și ea una dintre opțiunile pentru primul rezidențiat pe care l-am făcut, dar probabil că atunci am avut, asta constat retrospectiv, am avut un fel de barieră mentală și ulterior că mi-am dat seama că, din păcate, geriatria nu este suficient de dezvoltată în România și practic nu are căutare, asta o spun cu părere de rău, am tras concluzia că trebuie să mă dezvolt și în altă direcție și am ajuns practic să dau din nou examenul de rezidențiat. Țin minte că aveam trei opțiuni atunci. Neurologie la Constanța, care era, să spunem, prima opțiune, psihiatrie în București sau recuperare medicală în București. Și m-am sfătuit cu soția ce să aleg. Ea mi-a zis psihiatrie în București. Și atunci, practic, a fost un declic. Mi-am dat seama, de fapt, că pur și simplu avusesem o barieră mentală pe care probabil și mulți dintre dumneavoastră ascultători o aveți sau poate nu, când e vorba de a lua contact cu această specialitate. Am ajuns să fac această specialitate psihiatrie, am ajuns să-mi dau seama că nu e deloc înspăimântătoare sau de cumva nu creează o distanță față de persoană, ba chiar din contră, presupune o foarte mare apropiere față de persoana care are astfel de tulburări. Acum pot să spun că este o specialitate care te schimbă. Te schimbă multe specialități, automat te schimbă și psihiatria, te face să fii mult mai atent la persoanele din fața ta, să le înțelegi problemele, să poți să ți le gestionezi pe ale tale ca să îl poți ajuta pe cel din fața ta. Și continui să mă interesez de acest subiect al patologiei, al tulburărilor mentale la vârstnici în practica mea de psihiatrie. Mă bucur mult cumva că avem și perspectiva asta a omului care a descoperit psihiatria cumva ulterior, pentru că eu fac parte din cealaltă categorie care cumva mi-am dorit psihiatrie din totdeauna și cumva am ajuns amândoi să eu să-mi confirm pasiunea pentru zona asta și tu să o descoperi și să o redescoperi. Da. Și sigur că discutăm poate nu întâmplător despre această zonă a felul în care până și medicii ajung să aibă oarecare reticență, ca să nu-i spun stigmatizare, față de psihiatrie, pentru că cu siguranță ea există ca o problematică importantă de luat în considerare și când vorbim despre accesul mult prea scăzut a persoanelor vârstnice către specialiștii în psihiatrie. Și cu această introducere aș vrea să intrăm cu un pic în tema noastră. O să vorbim împreună astăzi despre problemele psihiatrice emoționale ale persoanelor de peste 60 de ani. Așa definim persoanele vârstnice de peste 60 de ani? Acum, această definiție, până la urmă, este un pic arbitrară. În general, când vorbim de persoane în vârstă, la nivel internațional, se consideră vârsta de
65 de ani, ca fiind așa un borna cronologică de demarcare în ceea ce înseamnă persoană în vârstă și persoană adultă. În țări în care speranța de viață este mai mică decât în țările occidentale, să spunem, se acceptă într-adevăr această diferențiere la 60 de ani, dar în general cam 65 de ani. Acum, aici e vorba, atenție, de un criteriu cronologic, adică vârsta practic din buletin, pentru că sunt mai multe aspecte ale îmbătrânirii și, de fapt, ale vârstei. Îmbătrânirea, de fapt, este un proces, nu este un proces liniar, este un proces complex. Sunt multe aspecte care țin de îmbătrânire, aspecte biologice, aspecte psihologice, aspecte sociologice. Din punct de vedere biologic, îmbătrânirea, paradoxal, nu începe, sau paradoxal, poate pentru cine nu a aprofundat acest subiect, nu începe deloc la 60, la 65 de ani. Este un proces lent, foarte lent, care începe mult, mult mai devreme, undeva probabil în jur de 30 de ani. Da, pentru că din punct de vedere biologic, îmbătrânirea înseamnă o scădere funcțională, o scădere a funcțiilor, care se întâmplă foarte lent, cu 1%, 2% pe an, și maximul de dezvoltare a acestor funcții este undeva în jur de 30 de ani, plus minus 5 ani, în funcție de ce sistem analizăm. De la această vârstă, unde se atinge maximul funcțional pentru diverse sisteme, cardiovascular, renal, inclusiv sistemul nervos central, apar scăderi progresive ale funcționalității. Ok, foarte interesant. Uite, nu mă gândisem niciodată să definesc așa și mulțumesc frumos de informație. Persoanele de peste 60 de ani devin o parte din ce în ce mai importantă la nivel global pentru că populația, nu-i așa, îmbătrânește destul de rapid și din 2015 până în 2020, practic, procentul persoanelor de peste 60 de ani s-a dublat. Dacă în 2015 vorbeam de un 12% din populație, acum în 2050 o să ajungă la 22% și asta înseamnă cumva un impact mult mai mare asupra societății și cumva poate reușim așa pe ultima turnantă să luăm mult mai în serios problematica persoanelor de peste 60 de ani. Mi-e foarte greu să spun despre o persoană de 60 de ani, o persoană în vârstă, pentru că sigur mulți încă funcționează social, încă lucrează la această vârstă, vârsta de pensionare, până și la noi în țară e mai avansată de această vârstă și practic nu mai presupune o bornă prea clară. Trebuie cumva să ținem cont și de faptul că o persoană din 5 care are peste 60 de ani are o tulburare fie mentală, fie neurologică și cumva suferă foarte mult din acest motiv, își pierd foarte mult din anii sănătoși de viață din acest motiv. Sigur că principalele afecțiuni rămân tulburările de anxietate și depresia și de asta cumva le discutăm acum, pentru că n-am abordat deloc acest subiect. Am vorbit despre sănătatea mentală a copiilor în podcasturile anterioare, când e vorba de anxietate și depresie, dar nu am vorbit deloc de aspectele, să zicem, diferite ale tulburărilor de anxietate și depresie la persoanele în vârstă și avem nevoie să vorbim, ele sunt extrem de frecvente. Mai avem și alte tulburări psihiatrice care trebuie luate în considerare. Sigur, tu ești specializat și pe zona asta de declin cognitiv, pe tot ce înseamnă demență, dar să nu uităm și faptul că un procent, să zicem, semnificativ din persoanele în vârstă ajung să aibă și tulburări ale uzului de substanțe. Foarte Da. puțin diagnosticată, din păcate. Și știu că o să discuți și tu, dar o ridic la fileu. Dragilor, riscul de suicid este unul destul de mare la persoanele în vârstă, nu trebuie deloc neglijat și rămâne un factor de gravitate destul de accentuat pentru tulburările astea emoționale pentru persoanele în vârstă. Hai să le luăm un picuț pe rând. Cu ce începem? Cu tulburările de anxietate sau cu depresia, Mihai? I-aș propune cu depresia să discutăm întâi despre depresie, pentru că aici impactul este mai mare față de alte probleme din sfera aceasta a afectivității, a emoțiilor. Ok, hai să vedem. Vorbeam săptămâna trecută cu doamna dr. Gebauer despre criteriile depresiei și sigur că din punct de vedere așa strict al diagnosticului psihiatric, un psihiatru care are în fața lui o persoană de peste 60 sau 65 de ani nu va urmări criterii diferite neapărat pentru când pune diagnosticul de depresie la persoanele în vârstă. Însă, cu siguranță există niște diferențieri sau niște caracteristici mai particulare. Da, sunt într-adevăr câteva
particularități, câteva pattern, câteva forme clinice, să le spunem, ale depresiei la vâznic. În afară de simptomele clasice, sigur, ale depresiei, dispoziție tristă, scăderea interesului și a plăcerii, anhedonia, sunt destul de frecvente aceste manifestări pe care noi le numim somatice. Ce înseamnă, de fapt, manifestări somatice? Înseamnă tot felul de acuze din sfera corporală, deci nu din sfera mentală, acuze digestive, acuze cardiovasculare, amețeală și multe alte acuze, poate și probleme respiratorii, care, atenție, în mare parte nu se justifică de către afecțiunile coexistente la aceste persoane, fie ele cardiovasculare, fie de altă natură, și care constituie produc un disconfort destul de mare pentru persoana în vârstă, astfel încât aceste persoane ajung să facă mai multe controle. Uneori se găsește o oarecare explicație pentru aceste simptome, alteori nu. Acesta, să spunem, că ar fi un semnal de alarmă pentru o problemă coexistentă care poate fi mai discretă, o problemă din sfera tulburărilor depresive. Pe primul loc fiind aceste acuze somatice. Și este Cumva să avem în vedere atunci când unul dintre oamenii de peste 60-65 de ani are multe acuze, multe plângeri, se vaietă de foarte multe dureri și mergem cu el la diversi doctori, îl însoțim și doctorul cumva nu găsește neapărat o explicație care să acopere gravitatea acelor simptome și persoana pare să fie mult mai, în dureri mult mai mari sau afectată mult mai intens decât e de așteptat. După bolile pe care le găsim în alte sfere, să ne gândim cumva și la depresie. Da, corect. Și pe lângă aceste tulburări somatice sau acuze somatice, ar mai fi de menționat și acuzele din sfera cognitivă, iarăși ca o particularitate. Adică, practic, probleme care țin de atenție, poate de orientarea în spațiu, de memorie, care și ele pot să fie destul de importante, să sugereze chiar o afecțiune cognitivă separată, dar fiind mai atenți la contextul în care apar aceste simptome, la celelalte simptome din sfera afectivă, adică această tristețe de care spuneam, plictiseală, lipsa capacității de a se bucura pentru persoana respectivă, de fapt descriu acest context al unei tulburări depresive cu simptome de natură cognitivă. De fapt, aici discuția e un pic mai nuanțată, în sensul că există cumva o relație în dublu sens între depresie și aceste tulburări cognitive. În ce sens? În sensul că, odată, depresia care durează mult timp, ani de zile, netratată, poate să reprezinte un factor de risc pentru aceste tulburări cognitive, care practic să fie ceva independent, să nu mai fie o simplă manifestare a depresiei. Și pe de altă parte, aceste simptome de natură cognitivă pot într-adevăr să reprezinte o afecțiune separată, care este o afecțiune dizabilitantă, deci produce un disconfort sau dependență destul de mare pentru persoana respectivă și ca urmare să apară și această depresie separată. Și poate un al treilea context, să spunem mai particular, în care vorbim despre depresia la persoanele vârstnice, este contextul de apariție în cadrul sau asociat unor afecțiuni somatice invalidante, grele, cum ar fi neoplazia, cum ar fi afecțiuni neurologice, care presupun deficite motorii severe. Deci toate aceste afecțiuni care au un impact mare asupra calității vieții, asupra funcționării, asupra vieții de zi cu zi, schimbă viața persoanei respective, toate pot reprezenta un context de apariție a depresiei. Și sunt date care arată că la astfel de pacienți cam 40% apare depresia, adică destul de mult, 2 din 5 persoane în vârstă care au astfel de afecțiuni cronice, invalidante, dezvoltă depresie. Și sigur că rămâne acel procent pe care cu toții l-am învățat de 50% post-atac vascular cerebral. Și oamenii cumva încă sunt uimită de cât de puțin, chiar și medici neurologi, le spun persoanelor după ce au făcut un astfel de AVC, ok, fiți atenți, s-ar putea sau există o șanse uriașe să dezvoltați depresie, ar trebui să primiți un tratament, să vedeți un psihiatru, să fiți atenți la acest aspect și sigur că vorbim la fel de o tulburare debilitantă, dar chiar și când persoana se recuperează după atacul vascular cerebral, practic nu există neapărat în
în continuare deficite motorii vizibile, riscul de dezvoltare al depresiei rămâne unul accentuat și ar trebui permanent să avem în minte acest aspect și să mergem cu rudele sau să, dacă faceți parte din ascultători, să aveți acest aspect în vedere. Ne bucurăm că v-ați recuperat după AVC, aveți grijă însă că un creier care are această afectare neurologică are riscuri mari, biologice, nu-i așa, de dezvoltare consecutivă a unei depresii. Și dacă îmi permiți, aici aș vrea să mai scot încă o dată în evidență importanța abordării în echipă a problematicii legate de sănătatea vârstnicului, echipă din care ar fi indicat să facă parte și un medic psihiatru și un psiholog sau un psihoterapeut. Cu siguranță. Și vorbim în continuare de faptul că ai menționat felul în care tulburările depresive au mai multe aspecte somatice. Vorbim de zona asta în care uitarea, nu-i așa, apare și apare în mod normal în depresie, ca un simptom caracteristic care pe mulți îi îngrijorează și face să se gândească, aoleo, o să fac demență. Dar pe lângă acest lucru, când vorbim de persoanele în vârstă, această asociere are particularitățile ei pe care le menționase Mihai mai devreme. Cum rămâne însă cu procesul, să zicem, de dezvoltare a depresiei din cauza scăderii funcționării creierului, a îmbătrânirii creierului? Există aceste aspecte? Există o biologie particulară a depresiei la vârstnici? Aici, pe date statistice, ar fi de menționat, în primul rând, deși și poate pare că persoane vârstnice fac mai frecvent depresie, de fapt, statistica nu confirmă acest lucru. De fapt, fac persoanele în vârstă din anumite grupuri, din grupurile, de exemplu, prezentate mai devreme, cu astfel de patologii invalidante. Dar astfel, dacă luăm populația peste 65 de ani ca un ansamblu, paradoxal, prevalența, adică numărul de persoane care au depresie, este mai mică decât la persoanele tinere, de exemplu. La fel și incidența, deci numărul de persoane care dezvoltă, este asemănător cu celelalte categorii de vârstă. Deci aici este foarte important să nu considerăm persoana în vârstnică drept sau ca o persoană unitară, uniformă. Și automat trecerea acestei bariere să fie înțeleasă ca asociindu-se de fapt cu o multitudine de probleme. Aceste probleme pot să apară, nu le neg și nu aș vrea să fie așa o discuție hiperoptimistă, dar pentru că sunt niște probleme care pot să apară la un moment dat, dar aceste probleme nu definesc, de fapt, persoana vârstnică ca atare, pentru că depinde foarte mult de gradul de sănătate, care, cum spuneam mai devreme, nu se modifică brusc dintr-o dată la 65 de ani, apar toate problemele. Pot să apară, pot să nu apară. Contează destul de mult cât de bine se ocupă persoana respectivă și membrii familiei de prevenția acestor probleme, de depistarea precoce, de tratamentul lor. Deci, vedeți, aici sunt aceste stereotipuri, să spunem, legate de îmbătrânire, care intră în categoria ageismului, a discriminării față de persoanele în vârstă, a unei percepții nefavorabile față de îmbătrânire și, într-un fel, până la urmă, nu e de explicat, pentru că despre o persoană tânără care are probleme comparabile de sănătate, parcă există o altă percepție față de o persoană vârstnică, un senior care are aceeași problemă. Asta aici ține, din păcate, de aceste stereotipuri. E adevărat și sunt multe aspecte dureroase. Pe măsură ce te aud vorbind, îmi dau seama că probabil o să mai facem multe, multe emisiuni, pentru că sunt multe aspecte de discutat, inclusiv, da, și în lumea medicală, altfel privim recuperarea unei persoane tinere afectate de depresie și altfel privim, din păcate, recuperarea sau speranța în recuperarea unei persoane în vârstă cu aceeași patologie depresivă. Și totuși e adevărat, uite, cifrele sunt destul de în favoarea persoanelor în vârstă, la care doar 7% dezvoltă depresie față de un procent de aproape 15%, cu siguranță mai mare de 10% pe care l-au persoanele cu depresie la vârstă mai tânără. Ce încercăm cumva să facem împreună este să vedem la ce să vă uitați. Și sigur că o să vorbim imediat și Mihai o să ne prezinte acei factori care favorizează sau diferențiază ca și cauze apariția depresiei la persoanele în vârstă. Dar aș vrea cumva să vă creionez așa un tablou. Atenție foarte mare la felul în care apar tulburările de somn.
Și aici este un aspect care iarăși merită discutat împreună cu Mihai, mă bucur că ești și geriatru. Până la urmă, ne îngrijorăm când persoanele dragi nouă dorm mai puțin sau este ceva care realmente scade cu vârsta? Cantitatea de somn, într-adevăr, scade cu vârsta. Aici nu ar trebui neapărat să fie un semnal de alarmă. Un semnal de alarmă, însă, atunci când e vorba de tulburările de somn, este când încep să apară consecințe nefavorabile, însemnând probleme de concentrare, probleme de atenție, iritabilitate, inclusiv apariția unei problematici de tip depresiv, dispoziție tristă, când începe să scadă capacitatea de efort, capacitatea de a face diverse activități și, evident, când aceste probleme de somn durează destul de mult timp. Acestea sunt semne care ar trebui să atragă atenția inclusiv asupra unei banale probleme de somn, pentru că aceste probleme de somn care durează mult timp și care nu sunt controlate și se pot controla eficient și sigur. Deci aceste probleme de somn nu scad numai calitatea vieții și capacitatea de a face diverse activități. La o persoană în vârstă care are și comorbidități, adică practic alte afecțiuni, pot să fie accentuate aceste comorbidități. E vorba de hipertensiune arterială, e vorba de comorbidități cardiovasculare sau pulmonare. Toate aceste mici, minore, așa zis minore probleme, disfera sănătății mentale, în care intră problemele de somn și altele, depresia, anxietatea, nu mai sunt așa de mici, pot să complice problemele somatice. Revenind un picuț, vorbeam despre rugămintea mea ca să detaliezi. Există cauze diferite? Există factori care predispun persoanele în vârstă către depresie? Cu toții ne gândim când vorbim de depresia vârstnicului la tristețea de după pierderea partenerului de viață, la care cumva ne așteptăm așa ca o regulă, sau la tristețea de după pensionare, cumva, apropo de stereotipuri, ne așteptăm ca omul să nu mai fie la fel de activ și să stea mai mult prin casă și asta, din păcate, încă ni se pare ok. Cum vede un geriatru care e și psihiatru problematic asta? Da, depresia la vârstnic, ca și la tânăr și adult, de fapt, trebuie abordată din această perspectivă complexă, biopsihosocială. Și pe lângă factorii biologici pe care am discutat până acum, sunt o multitudine de factori sociali și psihologici care pot să favorizeze, atenție, nu să genereze, ci să favorizeze apariția depresiei. Sunt câteva momente de natură socială, câteva etape care pot să crească riscul de apariție a depresiei. În primul rând, pensionarea. Pensionarea pentru multe persoane care au fost implicate, care au fost active, implicate social, pensionarea presupune o solicitare destul de mare, pentru că astfel de persoane care aveau un sens în fiecare zi, pe care îl găseau prin munca pe care o făceau, se găsesc dintr-o dată fără activitate, fără orizont. Și acest lucru este destul de greu de tolerat pentru unele persoane și poate să ducă astfel de situații la apariția depresiei, la un consum mai exagerat de alcool. Deci, o solicitare destul de mare care e mai greu de tolerat pentru unele persoane. Pierderea partenerului de viață este iarăși o altă etapă dificilă de parcurs și în general se întâmplă la această vârstă. Imaginați-vă ce înseamnă pentru persoane mai tinere, ce înseamnă să trăiești 40 de ani, 50 de ani lângă o persoană și a doua zi sau peste o săptămână, peste o lună, să te trezești singur, singur în casă, însă și ceilalți membri ai familiei, cu siguranță. Este greu, cu siguranță, și trebuie susținute, trebuie ajutate, trebuie încurajate aceste persoane, că e vorba de femei, în general, sau de bărbați, văduvi, să fie integrate în familie, să fie integrate în cercul prietenilor, în comunitate. O altă caracteristică ar fi legată de tipul de domiciliu sau tipul de reședință pe care îl are o persoană în vârstă. Pentru că la un moment dat, la anumite persoane care dezvoltă afecțiuni somatice și apare un grad de dependență destul de mare, se pune problema aceasta instituționalizării, să merg sau să nu merg la un cămin sau să stau acasă.
Aceste persoane la care se pune această problemă, în general, ajung să aibă o capacitate de autoîngrijire destul de redusă. Ele trebuie să fie ajutate pentru pregătirea hranei, pentru administrarea medicamentelor, pentru treburile casnice în general. Câteodată familia poate să facă acest lucru, când situația este mai dificilă, se pune în discuție și chiar ar trebui să se pună în discuție această variantă a căminului, a instituționalizării. Acum vedeți, această percepție asupra azilului s-a împământenit așa, cumva azilul reprezintă un loc unde persoanele în vârstă sunt părăsite de familie. Nu ar trebui să fie așa și nu este așa. De fapt, soluția aceasta a căminului este de fapt o soluție în care persoanele în vârstă sunt mai bine îngrijite. Pentru că alternativa de fapt care ar fi? Ar fi să rămână acasă și ceilalți membri ai familiei, copiii, poate nepoții, să încerce să compenseze. Ori asta este destul de greu de făcut, pentru că toți avem ziua de astăzi un serviciu și, în primul rând, în perioada respectivă, nu ar mai fi o persoană adecvată care să acorde această îngrijire. Ori această schimbare a domiciliului, schimbarea propriei case, reprezintă o solicitare destul de mare pe care mulți nu sunt pregătiți să o facă psihologic. Deci, vedeți, trei exemple de natură socială. Nu sunt numai factori de natură socială, sunt și factori psihologici, pentru că îmbătrânirea presupune niște modificări legate de sfera psihologică. De exemplu, modificări legate de așteptările pe care le are o persoană în vârstă, poate scade un pic, scade capacitatea de a face diverse schimbări, de a fi în trend cu tot ce se întâmplă. Asta nu înseamnă că persoana respectivă s-a schimbat ca om, că și-a pierdut valoarea, că și-a pierdut utilitatea, calitățile pe care le are pe cei din jur. Și aici este important să înțelegem și să ne înțelegem cu toții, de fapt, ce așteptări avem de la persoanele în vârstă și să încercăm să le susținem cât putem în această etapă de viață prin care ei trec, în această nouă postură în care s-au produs multe schimbări de rol social, în care sunt alte așteptări din partea lor față de noi și automat și din partea noastră față de ei și să încercăm cumva să fim mai receptivi la aceste schimbări. Eu sunt cumva destul de dureros conștientă de cât de departe e România față de ce se face pentru populația vârstnică în alte țări. Vorbeai de ideea asta de instituționalizare. Noi nu avem facilități nici pentru persoanele cu tulburări cognitive suficiente. Pentru persoanele care n-au ajuns la nivel de tulburări cognitive, stăm absolut spre zero. Am în minte exemplul unei persoane care mie mi-a rămas foarte cu mare drag în minte, o fostă balerină care a ales singură, da? Nu avea rude care să o îngrijească și a ales singură să meargă într-o astfel de instituție de îngrijire, pentru că pur și simplu a zis, ok, mă pregătesc. Aici are cine să aibă grijă de mine și era foarte mobilă, mergea în oraș din acea instituție, adică nu stătea închisă în cadrul acelei instituții, mergea la spectacole, se vedea cu prieteni, dar avea această siguranță și nu avea deloc deficite cognitive, adică era o persoană cât se poate de integră mental, un pic de anxietate, dar atât și nici aia semnificativă. Însă noi avem cumva această problematică în România a izolării sociale a persoanelor vârstnice, a lipsei de planificare pentru această etapă și a faptului că nu avem neapărat prea multă pregătire psihologică pentru atingerea acestei etape. Oamenii prea puțin se gândesc care e rolul meu în viață, ce am lăsat eu în urmă, ce urmează să fac de la 60 de ani încolo. Nu avem acest plan celebru, nu? În străinătate vorbim de 60 de ani, e o perioadă excelentă pentru încă o carieră, dacă vrei, sau pentru a învăța chestiile care n-ai apucat să le înveți înainte. Însă stăm foarte prost în România, la nivel de cunoștințe, de conștientizare la nivel de populație, ce ar trebui, cum ar trebui să ne pregătim pentru vârsta a treia. Da, aici a atins un subiect foarte important și de actualitate, acela longevității active, active aging, în care, într-adevăr, sunt și alte abordări, alte perspective asupra ce înseamnă
să fii o persoană în vârstă în societate și ce poți să faci ca individ la această etapă de vârstă. Se discută destul de mult despre acest subiect al active aging, al longevității active în lume, la nivel internațional. Și, într-adevăr, perioada de vârstnic, perioada de seniorat începe să fie percepută mult mai mult ca o perioadă a oportunităților. Până acum era văzută, până acum mulți ani, zeci de ani, era văzută ca o perioadă a retragerii, a scăderii progresive a activităților și pentru cei care aveau o familie, copii, nepoți, implicarea, continuarea rolului lor în îngrijirea acestor membri mai tineri ai familiei. Acum, de fapt, se discută despre mult mai multe lucruri pe care le poate face o persoană în vârstă. Despre voluntariat, despre învățare pur și simplu. Sunt universități ale vârstei a treia, este inclusiv în România, astfel de Există? universitate. Da, la Galați, din câte știu, s-a deschis un punct și la Cluj. Wow, deci Cluj și Galați. Mai spune o dată, te rog, Da. că aș vrea cumva să promovăm și speranța, că de-aia ne numim Hope for Mind and Soul. Mai zi o dată, deci la Galați și la Cluj există universități ale vârstei a treia. Exact. În care, practic, ce se întâmplă? Sunt niște cursuri, efectiv, pe diverse subiecte, pornind de la nutriție până la turism, istorie, ținute pe nevol la noi, de către cadre didactice, practic, ale universităților respective. Dar, de fapt, situația este mult, mult mai dezvoltată. În Franța, de exemplu, știu că sunt sute de astfel de universități și această mișcare este mult mai dezvoltată, mai ales în țările în care au investit mai mult în domeniul acesta al longevității active, au încercat să dea mai multă importanță asupra rolului persoanei în vârstă în societate. În afară de universitățile vârstei a treia, sigur, sunt posibilitățile de a pune în practică idei, proiecte pe care poate nu au permis să fie puse în practică din cauza lipsei de timp sau din alte motive până la acea vârstă. Însemnând, pornind de la proiecte personale, diverse călătorii, alte activități sau hobby-uri, nu știu, studiu sau, în fine, alte activități care nu au fost puse în practică din astfel de motive colaterale. Da, e un domeniu care merită, cred, explorat mult mai mult și la noi. Eu am în minte câteva din persoanele care sunt în clinică la noi și care după ce au ieșit la pensie și au trecut cu bine peste un episod depresiv, când și-au revenit, au căpătat așa un stil de viață extrem de sănătos, călătoresc mult și au făcut un grup de prieteni cu care călătoresc sau de rude, merg în tot felul de activități împreună, se dansează mult în București, în cluburile de seniori. Da, Se iarăși. merge în parcuri, se vizitează multe locuri interesante, se merge în Grecia, prin Europa, în Israel, sigur că sunt foarte multe, sau încep să fie așa lucruri care să îți aprindă speranța că nu faci, că poți să faci după 60 de ani mult mai multe lucruri decât să aștepți evenimentul implacabil al morții și mult mai util. Și toate acestea, de fapt, toate aceste activități și toată această abordare, pe lângă altele, înseamnă și o prevenție a apariției depresiei și a apariției nu numai a depresiei și a anxietății, a multor alte probleme de sănătate, pentru că, în general, integrarea socială și activitatea fizică sunt, asta dovedit pe multe studii și pe multe domenii, sunt factori de protecție pentru multe tipuri de afecțiuni și mai ales pentru apariția dizabilității și a dependenței. Sport. Sport sau mișcare, pentru că la persoanele în vârstă sportul câteodată poate să devină problematic în contextul apariției unor afecțiuni care limitează această capacitate de a face sport. Dar mișcarea, pur și simplu, mersul în parc reprezintă o modalitate eficientă și indicată de efort pentru persoanele în vârstă. Ok. Hai să discutăm un picuț și despre anxietate, fiindcă sigur mulți dintre noi avem persoane în vârstă în jurul nostru care de mulți ani sunt pe tratamente antidepresive. Vă readuc aminte, tratăm anxietatea cu antidepresive în general care cresc serotonina, dar revenind,
cum se diferențiază sau care sunt caracteristicile anxietății la vârsta 3? Aici și vorbim în general și despre depresie și despre multe alte afecțiuni, inclusiv despre anxietate. Se descriu două grupe, să spunem, de astfel de persoane în vârstă care dezvoltă anxietate, care au anxietate. Persoanele care au avut anxietate apărută la o vârstă mai tânără, în perioada de adult, de exemplu, și care continuă să aibă această afecțiune în etapa de seniorat, și persoane care dezvoltă de novo, deci care practic fac prima dată o astfel de afecțiune. Acum, legat de particularitățile anxietății, în principiu vorbim tot despre aceste acuze somatice care sunt mai De pregnante. acel mi se face rău, mi-e rău, mamă. Mi-e rău, sunt amețit, mă dor genunchii, mă dor mâinile, mă doare spatele Nu pot să și respir, am rămas da. fără aer. Exact. Și sau acuze din sfera digestivă, mă doare stomacul, în fine. Până la urmă, să spun, e într-un fel de așteptat pentru un psihiatru când sunt astfel de acuze care sunt, iarăși, sunt destul de marcate și nu prea au o corespondență cu o afecțiune clară, destul de severă ca să producă aceste simptome, te duce cu gândul imediat la o posibilă Ar trebui. anxietate. Da. Din păcate nu se întâmplă acest lucru, poate datorită lipsei de cunoaștere, ceea ce încearcă să facă Hope prin aceste podcasturi și foarte bine. Da, deci cred că pentru oricine are o persoană în vârstă care are astfel de acuze, un membru al familiei, ar trebui să ia în calcul și această posibilitate a apariției unei tulburări de anxietate. Mai ales că aceste acuze de multe ori sunt, dacă nu majoritatea cazurilor, sunt însoțite și un grad de neliniște mai mic sau mai mare, de îngrijorare, tot felul de probleme, de gânduri pe care și le face persoana în vârstă față de ce fel de probleme ar putea să aibă, ceva mai grav sau ceva mai ușor, dar care încă o dată nu se confirmă. Acum, nu spunem că, în niciun caz nu spunem că oricine are o acuză, persoană în vârstă, o durere sau, în fine, neapărat are anxietate. Nu, cu siguranță nu. Dar trebuie să ne gândim și la acest aspect, acela de coexistenței sau al existenței unei probleme de anxietate care produce, de fapt, aceste simptome. Și pe lângă aceste acuze somatice sunt probleme de somn. Problemele de somn complică destul de frecvent anxietatea, ca și la tineri, de fapt. Da, vedeți, iarăși ne întoarcem la această problematică a stereotipurilor, a prejudecăților. E normal dacă îmbătrânești să dormi mai puțin, e normal să uiți, e normal să fii neliniștit, e normal să se întâmple ceva. Nu, cred că mesajul meu foarte clar ar fi că nu este normal să apară aceste probleme odată cu înaintarea în vârstă, în niciun caz. E vorba de depresie, că e vorba de anxietate, toate acestea sunt de fapt niște probleme separate, care trebuie să fie tratate, fiecare în modul ei specific, cu tratament medicamentos, cu psihoterapie, metode sociale, intervenții sociale, dar trebuie tratate, trebuie rezolvate. Și se rezolvă. Cu siguranță se rezolvă. O să revenim la ce ai spus mai devreme, într-o emisiune ulterioară și da, doar îndrăznesc să repet, ca să întăresc ideea ta, îți mulțumesc frumos că ai spus-o așa clar și răspicat. Nu, dragi ascultători, problemele de uitare nu sunt normale la nicio vârstă. Aud atât de frecvent și atât de dureros, de neplăcut acest aspect al ignorării tulburărilor de memorie până când ele devin atât de grave încât sunt evidente pentru toată lumea, pentru că încă avem aceste stereotipuri că îmbătrânirea presupune un soi de, în mod natural, dezvolți tulburări de memorie și nu este adevărat. Când o să vorbim special o emisiune despre demență, chiar o să vreau să reluăm această discuție. Spuneai mai devreme de tratament, de soluții. Avem tratamentul medicamentos, tratament antidepresiv în general, atât pentru anxietate cât și pentru depresie. Există particularități în acest tratament antidepresiv la vârstnici? Da, sunt câteva particularități importante și aici se referă aceste particularități la posibile afecțiuni coexistente la care trebuie să fim atenți ca medici când indicăm un astfel de tratament, pentru că aceste afecțiuni coexistente limitează câteodată
tipul de medicamente pe care le putem folosi prin prisma efectelor secundare. Asta o dată. Pe de altă parte, uneori se mai pune în discuție și doza. Nu întotdeauna, dar mai ales la persoanele așa zis fragile sau care au de fapt fragilitate, o afecțiune geriatrică, un sindrom geriatric, este necesară scăderea dozelor. Practic, aceleași efecte se obțin folosind doze mai mici și mai ales reducerea dozelor este indicată de posibila apariție de efecte secundare. Deci, în principiu, acestea ar fi două aspecte importante care țin de principiile folosirii medicației la antidepresive sau împotriva anxietății, ca tratament al anxietății la persoanele în vârstă. În rest, sunt cam aceleași medicamente pe care le folosim și la tineri, dar încă o dată cu mare atenție la afecțiunile coexistente și la posibile efecte secundare și având grijă la doze, dar de principiu ar trebui să fie mai mici. Am însă rugămintea să ridicăm și o problemă care trebuie spusă public. Persoanele de vârsta a treia ajung să aibă, din păcate, și într-un fel absolut uluitor pentru mine, nu știu când o să ajung să nu mă mai mir de astfel de aspecte, ajung să aibă un istoric de 10-15 ani uneori de administrare continuă de benzodiazepine. Pentru cine nu știe, vorbim de oameni care iau de o viață, așa zis, între ghilimele de viață, dar de mulți ani, bromazepam, Rudotel, tot felul de, da, de zepame, diazepame, alprazolame, lorazepam chiar mai puțin, anxiar, da? De Xanax, Rivotril, bromazepam, tot felul de aspecte care nu fac parte și n-ar trebui să se regăsească în tratamentul de lungă durată nici la vârstnici, nici la tineri. Nici al anxietății, nici al depresiei, însă aspectele astea la vârstnici sunt înfiorătoare pentru mine și sigur că aș trage un semnal de alarmă către toți farmaciștii și către toți medicii de familie care administrează pe termen foarte lung astfel de medicamente vârstnicilor. Care mai e consensul internațional pe zona asta? S-a modificat ceva față de ce știm cu toții? Aici sunt câteva aspecte importante care trebuie subliniate. Administrarea pe durată lungă, ca și la adulți, ca și la tineri, produce de benzodiazepine, produce într-un final dependență. Și deși astfel de persoane în vârstă spun că, de fapt, aceste benzodiazepine, diazepamul, Xanaxul sau, nu știu, alt medicament similar, rezolvă niște probleme, rezolvă problema de somn în general, nu rezolvă. De fapt, a produs o problemă pe care o întreține, a produs o dependență care se explică de fapt prin instalarea somnului numai în prezența acestui medicament și automat dispariția medicamentului duce la apariția somnului. Dar de fapt, existând o problemă de somn independentă care este tratată atunci. Și mai sunt niște aspecte care trebuie punctate. Sunt studii mai noi care arată că, de fapt, acest tratament cu benzodiazepine de lungă durată reprezintă un factor independent pentru apariția de tulburări cognitive, pentru declin cognitiv, care ar trebui să atragă un pic atenția asupra lipsei complete de indicație în foarte multe cazuri unui tratament de lungă durată, ani de zile, cu benzodiazepine. Iar pe măsură ce persoana avansează în vârstă, ajunge la 70-75 de ani, ajunge să apară sau începe să apară o scădere a capacității de toleranță la aceste medicamente și doze care poate până atunci erau bine tolerate de astfel de benzodiazepine, încep să fie mai puțin bine tolerate și să apară efecte secundare, însemnând căderi, în primul rând, o problemă mare de sănătate la persoanele în vârstă, însemnând scăderea capacității de concentrare, de atenție. Deci toate aceste probleme ar trebui să fie niște semnale de alarmă care să limiteze cât se poate folosirea nejustificată a medicamentelor din grupa benzodiazepinelor la vârstnici. Pentru că vorbim de utilizare nejustificată. Sunt cazuri, cu siguranță, în care sunt utile și indicate astfel de medicamente, dar nu vorbim, desigur, de administrare de ani, ani de zile. Deci administrarea acestor substanțe ca și la tânăr
se limitează, se dă numai cu avizul unui medic psihiatru, între 2 săptămâni, cu maximorum 2 luni, nu mai mult. Încă, repet, sunt șocată de numărul de profesioniști de sănătate care administrează benzodiazepine pe o perioadă mult mai lungă decât cea menționată. Cu atât mai grave sunt urmările asupra persoanelor în vârstă. Mă bucur că le-ai menționat așa de frumos. Spuneai mai devreme... Scuze, aici aș vrea totuși să atrag atenția asupra opririi medicamentelor de acest tip, pentru că nici oprirea nu se poate face brusc. Oprirea bruscă pentru cineva care a luat, mă gândesc acum, cineva care a luat un comprimat de diazepam de 10 mg, ani de zile, oprirea bruscă, dintr-o dată, iarăși nu este indicată, pentru că poate să producă niște complicații, să face o oprire progresivă și aici ar fi indicat să se facă această oprire sau, în fine, înlocuire sub indicația unui medic psihiatru. Da, așa este, mulțumesc frumos. Menționai mai devreme problema accesului la psihoterapie. Și aici aș aborda cumva sub aceeași umbrelă. Sunt oamenii în vârstă pregătiți să meargă la psihiatru? Există stigmatizare? Cu atât mai mult sunt oamenii în vârstă dispuși, pregătiți să meargă către psihoterapie? Cred că aici, ca la orice segment de vârstă, sunt persoane în vârstă deschise să meargă la psihiatru, persoane în vârstă care sunt mai puțin deschise. La fel și când e vorba de psihoterapie. Am mulți pacienți vârstnici care vin la consultație și colegii psihiatrii au mulți pacienți în vârstă, deci n-aș spune neapărat că reprezintă o barieră în sine vârsta pentru a merge la psihiatru, cât mai degrabă sunt toți acești factori socioculturali, prejudecățile, stigmatizarea față de psihiatrie care există la tineri, există la adulți și cu siguranță că există și la vârstnici. Legat de psihoterapie, aici cred că intervine și subiectul psihoterapeutului, în sensul că lucrul cu o persoană în vârstă, inclusiv când e vorba de psihoterapie, presupune să ai o anumită deschidere și inclusiv să ai un anumit ritm interior și să poți să abordezi o anumită problematică. Problematică de natură socială sau, mă rog, un context social destul de particular și, în plus, față de acest aspect, sunt și anumite particularități. De exemplu, în terapia cognitiv-comportamentală sunt niște tehnici un pic modificate sau, în fine, moduri de intervenție particularizate pentru persoanele în vârstă. Nu pot să vorbesc, din păcate, despre alte tipuri de psihoterapie. Dar, într-adevăr, sunt niște particularități și cred că dacă cineva, până la urmă, un psihoterapeut, este deschis la aborda sau aprofunda puțin aceste particularități, mai departe lucrurile sunt relativ ușor de pus în practică. În rest, legat de acces la psihoterapie, sunt aceleași limitări care țin în primul rând de finanțarea acestor servicii de psihoterapie de către sistemul de asigurări de sănătate, pentru că altele nu există în România. Sistemul finanțează, doar că nu întotdeauna avem contracte pentru servicii conexe. Da, finanțează, dar nu suficient. Dacă ne uităm la cât de multe servicii decontează, CSU decontează foarte, foarte puțin și aici mai intervine și factorul acesta de natură financiară pentru persoana în vârstă, pentru că totuși pensia fiind limitată în România și crescând cheltuielile cu alte tipuri de servicii, cumpărarea de diverse medicamente care începe să devină o problemă importantă, scade cumva și accesul din această perspectivă al persoanelor în vârstă la servicii de psihoterapie. Vreau cumva să precizez însă că există posibilitatea accesului la psihoterapie cu trimitere de la medicul psihiatru către psihoterapeuți care sunt în contract cu casa de asigurări prin acel medic psihiatru, se numesc servicii conexe și sigur că avem, sigur, la noi în clinică asemenea servicii, încercăm în măsura posibilului și a numărului de locuri, cum spuneai, casa de asigurări are o limitare de număr de locuri, să ajutăm cât mai multe persoane în vârstă. Noi am avut în clinică cea mai în vârstă persoană care a mers către psihoterapie, este o persoană de 85 de ani și, culmea, a ales pentru tratamentul anxietății ei exclusiv psihoterapie. Am admirat-o, i s-au expus, evident, toate variantele și a spus, nu, eu sunt
înțeleg și aleg să merg exclusiv pe varianta psihoterapiei. Da, de multe ori eu și eu mi-aș dori să pot să recomand psihoterapie pacienților în vârstă care au fie anxietate, fie depresie și care ar fi de dorit în primul rând să fie deschiși la o astfel de abordare, în al doilea rând să, evident, și severitatea să permită, pentru că sunt forme mai severe, de exemplu, în care apare ideația suicidară, în care e indicat să existe, coexiste și tratament medicamentos. Dar, după cum spuneam, având în vedere aceste efecte secundare mai greu de tolerat la o persoană în vârstă, prin prisma comorbidităților, de multe ori, în forme ușoare, moderate, chiar ar fi indicat să se folosească doar psihoterapia. Ne dorim cumva. Spuneai ceva și de intervenții sociale, la ce te referai? Prin intervenții sociale, când e vorba de depresie și anxietate și de alte problematici care, să spunem, nu sunt așa de importante din perspectivă clinică, mă refer la genul acesta de activități de socializare, cum ar fi cluburi ale seniorilor sau cum ar fi alte tipuri de activități de grup destinate specific persoanelor în vârstă. Călătorii, pelerinaje, inclusiv cursuri, hobby-uri. Cursuri, hobby-uri, activități de voluntariat. Deci toate aceste activități reprezintă o formă de a angrena persoana respectivă și spuneam că dacă ne referim la contextul social, are un rol important în apariția acestor probleme. În mod indirect, rezolvând sau controlând acest context social care contribuie la apariția depresiei, anxietății și impactul lor poate să scadă și evoluția acestor probleme poate să fie mult mai bună. Izolarea este o problemă importantă și este de fapt una dintre cauzele majore în multe situații ale depresiei, anxietății, automat cumva făcând persoana să fie mai integrată în societate, să scape de singurătate, de izolare, pot fi mult, mult mai bine gestionate astfel de tulburări afective. Și aici încă suntem tributari acestui sistem social destul de defectuos în România, avem prejudecăți legate de socializare și din păcate avem foarte puține soluții. Dacă în București există câteva sectoare care au niște cluburi de seniori în care chiar se desfășoară foarte multe activități și mai există și alte orașe, nu sunt generalizate din păcate și am în minte cel puțin câteva orașe mici unde nu există astfel de locuri unde se pot întâlni persoanele în vârstă și atunci asigur soluțiile astea sociale așa grozave scad din păcate. Încercăm să facem cât mai multe pentru seniorii noștri și să ține și de noi să le insuflăm cumva această atitudine activă de speranță. Ar trebui cumva să ne modificăm și noi așteptările. Persoanele în vârstă nu sunt doar niște persoane ar cărui unic scop să fie îngrijirea copiilor noștri sau a nepoților lor, ci ne dorim să aibă interese, să aibă planuri, să aibă lucruri de făcut cu cei 25, sperăm noi, de ani de viață pe care să-i mai aibă. Din păcate, speranța de viață în România nu stă la nivel european, nu-i așa? Da, este mai mică, 75 de ani. Da, aici vorbim strict de o medie, 75 de ani la femei, undeva 71 de ani la bărbați. Speranța de... Bine, aici vorbim de speranța de viață la naștere. Dar o persoană care a trecut de 65 de ani, pentru că multe cauze de deces pot să apară mai devreme, poate să aibă o viață mai lungă și, dacă sigur se acordă și grija cuvenită promovării sănătății, poate inclusiv să fie o perioadă de viață într-o stare acceptabilă de sănătate și mai ales fără dependență sau cu independență. Încercăm cumva să promovăm ideea aceasta de speranță, de sănătate mentală ca fiind extrem de importantă, inclusiv sau mai ales la vârsta a treia. Încercăm cumva să fim alături și să insuflăm poftă de viață și ideea că se poate să cerem de la viață încă multe lucruri, chiar și după 65 de ani. Mulțumesc foarte mult, Mihai, pentru toate informațiile grozave pe care ni le-ai prezentat și te aștept la o emisiune ulterioară să vorbim despre declinul cognitiv, un aspect care ne preocupă mult pe toți. Mi-a făcut o mare plăcere să stăm de vorbă și sper să ne mai auzim. Cu siguranță. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă așteptăm la următoarele podcasturi pe tema sănătății mentale.
Nu uitați să urmăriți și episoadele anterioare pe care poate le-ați ratat ale podcastului Hope for Mind and Soul. Ne găsiți pe toate canalele de difuzare de podcasturi, pe Buzzsprout, pe Spotify, pe canalele Apple. Ne găsiți și pe YouTube și chiar și pe Facebook. Așteptăm toate comentariile și întrebările voastre pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina de YouTube și ne revedem cu drag săptămâna viitoare. O zi bună!